Mii de copii mor în accidente pe șosele din țară din cauza inconștienței părinților. Centura de siguranță sau scaunul omologat lipsesc de cele mai multe ori când cei mici sunt pasageri în mașini. Autoritățile încearcă să le transmită copiilor încă de la vârste fragede ce înseamnă siguranța rutieră. Numai anul trecut, peste 2000 de copii au fost victime în accidente rutiere, iar din păcate 140 și-au pierdut viața. Iar asta din cauza că nu au fost protejați de centura de siguranță sau nu au fost așezați în scaunul special. Pentru a-i face să se urce în mașină, de cele mai multe ori, părinții aleg fie să-i țină în brațe pe cei mici, fie să-i lase pe bancheta din spate, crezând că sunt în siguranță. Este greșit, o spun chiar și experții în conducere defensivă. La o grădiniță din capitală, copiii au învățat chiar de la un pilot de curse experimentat cât de mult contează siguranța în mașină. Hai să punem și centurile, foarte important să punem centurile de siguranță. Cum apăsăm start până pornește motorul? Ia să vedem ce se întâmplă. Ușor. Facem cu schimbul. Da. Și altceva ce ți-a mai pus? Acum eu dăm sichire, trebuie să ai... În pe bagaj. În da? Pe bagaj? Și da. Altă... Ce-ai văzut acum? Când strângeți împreună. Da? O cutie de ține micadente. Da. Când se rănece pilotul, are acolo bandaje să pornesc mașina. Da. Și ai vrea într-o zi să-l porți și tu? Da. Însă nu doar asta au reușit să învețe cei mici. Aceștia au văzut cum trebuie schimbată o roată, dar și cum arată un echipament de pilot. Să vă arăt ce înseamnă un echipament de pilot, da? Ce avem aici? Avem, spre exemplu, acest combinezon. E un combinezon care nu ia foc. În cazul în care avem un incendiu în mașină, acest combinezon n-o să ardă. Le-am arătat, bineînțeles, mașina de rally. Au pornit-o, s-au distrat copios. Acum, chiar în momentul ăsta, schimbă roata, adică la modul ăsta. Se distrează foarte tare. Și mă bucură enorm de mult acest lucru. Recomand pe toți cei, pe părinți în primul rând, să-și asigure copilul într-un scaun de siguranță, evident să fie certificat, centurile de siguranță pentru copilași mai mari, să nu se facă rabade la acest lucru. Sunt mulți copii care nu-și doresc să stea în centură. În momentul în care un pilot de curse îți explică că el își pune centura și și-o pune pentru că este foarte sigur și riscă accidentări grave, atunci copiii te ascultă altfel. Potrivit unor statistici recente, în momentul unui accident rutier, 85% dintre copiii care purtau centura de siguranță sau erau așezați în scaunul special au scăpat nevătămați.